Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Ieri am încercat un demers pe care ne-am decis să-l încercăm și astăzi. Să mergem pe niște teritorii pe care le parcurgem mai rar, în care ajungem mai rar, în afara celor pe care le facem, le abordăm aproape săptămânal, aș zice. Mergem spre ceva obișnuit, însă începem cu Italia. Inter-Lazio, un meci important în lupta pentru titlu. Ar fi trebuit să discutăm despre asta. Nu ne interesează însă lupta pentru titlu în Serie A. Ne interesează contextul luptei pentru Champions League, pentru locurile de Champions League. Spuneam și ieri, înainte de Roma-Atalanta, de confruntarea dintre Roma și Milan, că lupta asta a devenit mai feroce după ce Juventus și-a recăpătat punctele și a urcat acolo, s-a propulsat în zona Champions League. Inter-Lazio înseamnă un alt clasic al fotbalului italian, cu Inter semifinalistă în Champions League, dar cu emoții, finalistă de cupă, dar cu emoții în privința locului de UEFA Champions League. Finala cupei și semifinala de Champions League, nu-i de UEFA Champions League cu Milan, nu-i garantează lui Simone Inzaghi o continuitate în sezonul viitor, dacă obiectivul principal al echipei, pătrunderea în grupele Champions League de la anul, este ratat. Ne uităm pe cote, pe teren propriu fiind Inter e favorită, poate chiar e destul de mare cota celor de la Lazio în momentul ăsta. Însă ne uităm la altceva, o să vedem imediat cornerele, cum au arătat cornerele în această partidă, în acest moment, în meciurile jucate în Serie A de cele două echipe. E logic să abordăm meciurile de Serie A ale celor de la Inter, câte vreme Lazio a ieșit din Europa de ceva vreme. Ne uităm la cornere, total cornere, în meciurile celor două echipe. La Inter o singură dată s-a atins borna 10, vreme ce dincolo la Lazio de două ori s-a depășit această bornă. Așa că, plecând de aici, ne ducem spre un super pariu. Vă propunem un super pariu la această partidă. Sub 2,5 goluri în meci. E normal, ar trebui să fie miza să-și spună cuvântul aici. Inter are 8 din 10 meciuri, din ultimele 10 meciuri, pe această linie, sub 2,5, în vreme ce Lazio e în aceeași situație, 8 din 10, doar în Serie A. Sub 2,5 goluri în meci asta, dar sub 9,5 cornere în meci, pornind de la ceea ce am văzut mai devreme. Foarte bună cota aici, este de 3,90. Rămânem într-un teritoriu cunoscut pentru noi, Liverpool-Tottenham, și aici e o luptă în Premier League. Lupta pentru titlu se dă între alte echipe, lupta pentru Champions League și Europa League e acum importantă și pentru Liverpool, dar și pentru Tottenham. Liverpool pare că și-a revenit, de aceea este și destul de mare favorit înaintea acestei partide de pe Anfield. Avantajul terenului propriu e unul important pentru Jurgen Klopp și ai săi. Pare că și-a revenit Liverpool, dar pare că și-a revenit cam târziu, fiindcă obiectivul de a prinde un loc de Champions League, demersul ăsta e foarte complicat. Newcastle și Man United nu par a fi foarte dornice să renunțe la privilegiul ăsta pe care l-au în acest moment. Europa League a devenit o țintă pentru Liverpool. Până la urmă, dacă nu e Champions League, măcar Europa League. Conference League e mai degrabă bătaie de cap pentru echipele importante decât așa un avantaj, dar Europa League poate fi o țintă în momentul ăsta, ar trebui să fie o țintă pentru Liverpool. Pornind de la aceste cote, o să vedem noi imediat cum a arătat Liverpool pe Anfield în acest an 2023. Anfield a fost un aliat, chiar și acest 2-2 cu Arsenal, după 2-0 în pauză pentru turnare, poate fi considerat un rezultat pozitiv, așa că ne ducem, vedem și rezultatele la pauză, diferența între pauză și final. De aici pornim spre super pariul pe care vrem noi să vi-l propunem. Câștigă Liverpool și se vor da peste 1,5, adică măcar două goluri în repriza a secundă, repriza a doua. Cota aici este de 2,60. Ei, și ajungem în Turcia, acum la Istanbul. La Istanbul se va juca finala Ligii Campionilor în acest an, dar nu cu asta ne ocupăm noi în momentul ăsta, ci
cu un derby de mare tradiție și cu multă încărcătură așa în fotbalul din Turcia, Beşiktaş și Galatasaray. Galatasaray e lider, are 6 puncte peste rivalele Fener, peste rivala Fener și 8 puncte peste Beşiktaş, dar Beşiktaş are și un meci în plus. O victorie pentru Galata ar însemna un pas mare, aproape decisiv, a zice, în lupta pentru titlu. O victorie a celor de la Beşiktaş deschide suspansul, lasă loc de suspans cu implicarea celor de la Fenerbahçe până la final. Ca de obicei, sunt multe nume importante și la Beşiktaş și la Galatasaray, știm asta și nu de azi, de ieri. Sunt nume importante acolo. La Beşiktaş, de exemplu, antrenor este fostul selecționer al Turciei, Senol Güneş, și mai sunt pe acolo jucători, inclusiv al nostru, Alex Maxim. De partea cealaltă, nume mai mari la Galata, Mertens, Icardi, Zaniolo, Torreira, Gomis și așa mai departe. Mult echilibru vedem, chiar dacă Galata e lider. În Turcia, meciurile pe terenurile celeilalte sunt foarte complicate în acest, vorbind de aceste derbiuri. Ne ducem spre altceva, însă, și îl vedem aici pe Vincent Aboubakar. El a venit în ianuarie de la Al Nassr. A avut nevoie de o perioadă de acomodare, să zicem. Au fost 4 meciuri fără gol, după care nu s-a mai oprit, din ce se vede. Nu mergem pe Beşiktaş, nu mergem pe Galatasaray, mergem pe gol marcat în această partidă de Aboubakar, fiindcă e și o cotă foarte ofertantă, foarte apetisantă, de 3.10. Și din Turcia sărim repede în Grecia, nici nu e departe. Avem un derby în Atena pentru titlu de data asta, finala, derby scudetto, ar zice italienii, în greacă, sincer, nu știu cum se spune, dar e meci de titlu. Sunt două echipe la egalitate de puncte, primul loc la egalitate de puncte, distanță mare de urmăritoare, de locul 3. În mod normal se va decide aici, în această partidă, unde avem iarăși, vedem cotele, foarte mult echilibru. Din 2010 n-a mai luat titlul Panathinaikos, din 2018 n-a mai luat AEK Athena. E clar că dorința celor două e asta. Avem și noi un jucător implicat și în această partidă, pe Cristi Ganea. Însă și el, ca și mai devreme Alex Maxim, jucător de lot, mai degrabă la Panathinaikos, are doar 10 meciuri pifate în acest sezon. Nume importante și de o parte și de cealaltă. Dar aici vă propunem altceva. Știm ce înseamnă atmosfera la meciurile din Grecia, cam ce înseamnă și la meciurile din Turcia. Știm că atmosfera asta poate duce la o stare de încrâncenare teribilă. Iată cartonașele din ultimele meciuri directe dintre cele două echipe. Și toate meciurile astea n-au avut miza celui de astăzi, celui pe care vi-l propunem astăzi. Credem că va fi un meci cu cartonașe multe. Peste 6,5 cartonașe galbene e propunerea noastră pentru această partidă, pe cotă de 1.85. Și ajungem și la noi. Foarte important este și meciul acesta. Și la noi s-a schimbat un pic contextul primelor locuri, odată cu consumarea semifinalelor de cupă. Avem o finală de cupă între Sepsi și UTA, și Universitatea Cluj, pardon, și asta înseamnă că e foarte important locul 3, devine foarte important locul 3 în momentul ăsta, mai important decât se credea înainte, când totuși se mergea pe ideea că e favorită CFR Cluj. E, acum nu mai e CFR Cluj în competiție și locul 3 a devenit foarte important. Bătălia pentru locul 3 va fi la fel de aprigă ca și bătălia pentru titlu. Iar în bătălia pentru locul 3 intră și echipele mai de jos, așa cum e din afara podiumului, să zicem, așa cum este Craiova, de exemplu. Ne uităm pe cote, mult echilibru, e foarte mult echilibru, jucându-se la Craiova. Meciul e foarte greu pentru FCSB, care vine după un eșec în Giulești, cu multe discuții, cu multe controverse, dar tot eșec înseamnă. Tot minus 3 puncte sunt acolo. În vreme ce Craiova are șansa ei, dacă va câștiga meciul ăsta,
încep niște calcule și pentru Craiova în momentul ăsta. Ceea ce vom vedea noi imediat sunt șuturile. Șuturile pot fi un capitol important în pariurile de astăzi, în ideile de pariuri. În general, nu neapărat la meciul ăsta. Șuturi pe poartă, ne uităm aici, în meciurile directe din sezonul 2022-2023. Multe șuturi, multe șuturi și de o parte și de alta. A trebuit să fie meci deschis, meci în care ambele echipe se caute victoria, în care ambele echipe să atace, să tragă la poartă. Așadar, mergem pe ideea că vor fi șuturi și am găsit și un pariu interesant. Peste 9,5 șuturi pe poartă, cota este de 2 și 10.